să plece lemnul, mobilă locală. Și mâncarea. Îi spun bună seara lui Eugen Tomac, președintele PMP, bună seara. Bună seara. Bun, sindicaliștii au ieșit în stradă, asta comentăm, ce salarii mai mari, ce reducerea taxării pe forța de muncă. Asta cum e la nivel european? Apropo, în Europa se fac proteste, sunt oameni în stradă, vestele galbene mai sunt pe la Paris, prin Franța, în alte părți, sau e liniște? Am văzut și eu toate cele 6 puncte prin care revendică sindicaliștii o serie de drepturi. Nu văd o problemă foarte gravă în faptul că în sfârșit avem oameni care ies în stradă și își exprimă nemulțumirile. De obicei eram obișnuiți atunci când PSD-ul guvernează, sindicatele să stea într-o pauză lungă. Dar lăsând la o parte chestiunea politică, evident că în toată Europa s-a produs un șoc destul de puternic. Economiile sunt puternic afectate de criza din energie. Iată că după criza de sănătate publică așteptam ca toate restricțiile ridicate la nivel european legate de împrumuturi, banii dați prin programele de rezistență și dezvoltare să stimuleze economia, însă șocul acesta produs de criza din energie plus șocul produs de război, evident că produce neliniște peste tot. Faptul că în toată Uniunea Europeană s-a închis practic relația cu Federația Rusă din cauza restricțiilor și dincolo de acest pachet avem o realitate care bate la ușă destul de puternic, pentru că lanțul acesta era previzibil oarecum în ceea ce privește criza alimentară, pentru că odată ce se scumpește energia, evident că și producția la rândul său este afectată și din acest punct de vedere, lăsând la o parte, sublinez șocul produs de criza din energie, faptul că Ucraina și Rusia, care sunt două țări afectate puternic de restricții și de război, nu mai pot exporta grâu, pentru că la nivel global vor fi afectate peste 50 de țări dacă Ucraina nu reușește în această perioadă să să-și însemințeze recolta pe care o așteaptă mari producători în toamnă. Deci, din acest punct de vedere, avem un lanț al problemelor extrem de serioase și mie îmi pare rău că la București, deși avem o majoritate destul de stabilă în Parlament, sentimentul populației este că întârzie deciziile extrem de importante. Deci, dincolo de acest spectacol, probabil domnul Budăi s-a inspirat de la Zelinski și încearcă să pozeze în mare protestatar. Nu, la ora actuală sunt necesare măsuri și evident că taxarea muncii este una dintre problemele care se confruntă sistemul da, i-am făcut un de salarizare i-am din făcut România. Am făcut un mic proces de intenție lui Marius Budăi, dar părea că îmi scrie cineva, părea o chestie aranjată, da? Sindicaliștii care ies la guvern, domnul Budăi care vine și promite că rezolvă treaba. E de domnul Mănăstire! E o presiune, de fapt, pe liberal și pe premierul Ciucă de a crește salariul minim, că e o discuție încă de ieri, cu 200 de lei, ceea ce nu dorește premierul Ciucă, și reducerea fiscalității pe forța de muncă, pe CAS. Pe costul muncii. Pe costul muncii. Deci doar dacă vă uitați pe cele 6 revendicări, modul cum sunt redactate și prezentate arată din start că e o chestiune în care nu se spune nimic nou, nu se prezintă nimic nou. Revendicările sunt probleme de sistem cu care se confruntă societatea românească din totdeauna. Faptul că în preambul invocă riscurile generate de război nu oferă nimic nou. La ora actuală avem nevoie
de soluții extrem de îndrăznețe pentru a preveni efectele pe care le va produce criza alimentară. Ne place sau nu, criza din energie va produce un lanț de scumpiri care va afecta toți cetățenii români. Indiferent câți bani ne va oferi Uniunea Europeană, câte împrumuturi ieftine vom face, nu vom reuși să compensăm acest șoc care se va produce în economie. Tocmai de aceea cred că este esențial să ne concentrăm pe tot ceea ce înseamnă resurse proprii, încurajarea mediului economic autohton, pentru că avem o discrepanță foarte mare între marii producători și micii producători care sunt înghițiți la ora actuală din cauza acestor factori. Asta este treaba Ministerului Agriculturii, domnule Tomache, treaba Ministerului Agriculturii, parțial și partea Ministerului Energiei, pe tot ce înseamnă subvenții pentru motorină și pentru energie în zona agricolă. Domnul Fenichiu,